Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Idei de afaceri, un artist italian faimos, înțeleg, a creat o sculptură invizibilă și a reușit să o și vândă. E una dintre cele mai recente sculpturi invizibile. 15.000 de euro. Ieftin. Da. Eu am o grămadă dintre astea, dar nu văd niciuna. Le țin pe toate colecții. Unde le ții? Piesa se numește Eu sunt. Io sono, în italiană. Sono. Zice știrea, mulțumesc Mediafax. Io sono, în italiană, a fost vândută la casa de licitații Artright. Deci o statuie invizibilă. Ăsta ăla cu tablou cu banana lipită cu scoici de perete nu era tot italian? Nu mai știu ce nație. Așa țin minte. Da. De se pare că au o inclinație către... Foarte creativi. Foarte creativi. 15.000 de euro sculptură invizibilă mi se pare un preț bun. Da. De încasat. Da. Aș fi încercat chiar mai mult. Eu apa... cred că asta îi dă încredere să facă și alte lucruri mai ample. Da. Apa cum e? Apa, fraierul, apa... Apa, aerul și fraierul. Da. N-or să dispară niciodată. Așa. În ciuda particularității sale, adică a faptului că ea este invizibilă și nu există, dacă înțelegeți ce vreau să spun, ea se vinde cu recomandări, știi, cu cum vine pliantul ăla, cum să o folosești. Nu, cum să o folosești, instrucțiuni de folosire. Deci trebuie... să vă asigurați, zice la caietel, că această statuie invizibilă are suficient spațiu de jur împrejur. Ca să nu o dărmați. Prin urmare, da, dacă o puneți în casă, trebuie să fie într-o cameră specială care să nu aibă obstacole. Dar vine cu soclu, oare? Cred că da. Măcar atât se le dă tătălăilor cu soclu. Da. De asemenea, se spune că sistemele de iluminat sau de climatizare nu sunt aproape, nu sunt necesare. Oricum nu, adică nu se strică. Nu trebuie temperatură constantă și nici lumină specială. Practic, din punctul ăsta de vedere, face economii. Exact. Nu cheltuiești mare lucru și nu este prima dată acest artist, îl cheamă Salvatore Garau. A mai făcut, mai are niște sculpturi de-astea, mai expusese în prima sa expoziție imaterială, se numește Buddha în contemplare. Buddha, Buddha, adică nu să nu ne înțelegem greșit. Practic, este Buddha... Buddha, zeul. Maestru. Maestru, nu non-zeul. Da. Mă rog. Deci, așa, asta a expus-o ultima dată în Plața de la Scala din Milano. În februarie a fost expusă. N-a fost văzută de foarte mulți oameni, înțeleg. Asta vreau să întreb, dacă ea e într-o colecție privată acum, nu? Da, 15.000 de euro și toate lucrările acestea apar într-un catalog de pe site-ul Artright. Adică sculptura invizibilă este și ea fotografiată. La ce pagină? Nu știu, în sensul în care nu e nimic acolo, dar este o pagină rezervată. Băi, serios? Da. Auzi, dar de ce nu ne vin și nouă ideile astea? Băi, nu știu, pentru trebuie că... să fii artist. Noi suntem total proști. Asta este situația. Noi putem să facem, de exemplu, o emisiune care nu se aude. Și să fim plătiți pentru asta. Asta e. Aici e chichirezul. Artă nu putem să facem. Cum să facem noi? L-am găsit pe ăla cu banana. Tot italian. Maurizio Cateanu, 120.000 de coco. O da, lipit, da. Pe acolo era ceva. Și după aia a mâncat-o, mă rog. S-a și consumat opera respectivă. Da, iată ce zice acest domn. A primit unele critici pentru vânzările sale de sculpturi. E normal, acum nu toată sunt lumea... Și, da, sunt și mulți care nu înțeleg arta. Și el spune, citez, rezultatul bun al licitației mărturisește un fapt irefutabil. Golul nu este altceva decât un spațiu plin de energie. Și chiar dacă îl golim și nu mai rămâne nimic, nimic nu are vreo greutate conform principiului incertitudinii lui Heisenberg. Deci are energie care se condensează și se transformă în particule, ei bine în noi. Dacă decid să expun o sculptură imaterială într-o anumită cameră, acea cameră va concentra o anumită cantitate și densitate de gânduri la un anumit punct și va crea o sculptură care va lua diferite forme chiar din titlul meu. A spus artistul. Bă, deci te face din vorbe. Asta e frumos, știi? Așa e orice scrocherie, partea verbală. Te-a făcut din vorbe, scoate 15.000 de euro, ia-o, tată. Transport asigurați, maestre? Nu vreți să facem și noi o cură de slăbire în baza operei respective? Micii care nu se văd. Nu. Dacă ai să consumi doar mici care nu se văd, eu garantez că slăbești. Da, nu, eu prefer arta culinară foarte materială. Naivă. Poate. Naivă, da. Naivă și consistentă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.